Bună ziua! Sunt Emma Patrichi și vă invit să aflați ce sunt cuvintele cu sens asemănător. Nino și Nina sunt doi spirituși foarte curioși. Ei vor să afle ce sunt cuvintele cu sens asemănător. Mie îmi place zăpada, spune Nina. Voi construi un om de zăpadă. Pot să las urme pe zăpadă, Nina, nu este deloc plăcut să tot repeți cuvântul zăpadă. Mă bucur că ai observat. Aș putea înlocui cuvântul zăpadă cu un altul cu același înțeles. Știi un astfel de cuvânt, Ninu? Omăt. Sigur, ar mai fi și cuvântul nea. Cuvintele omăt și nea au același înțeles cu zăpadă voi construi un om de nea. Pot să las urme pe omăt. Ninu, tocmai ai aflat un lucru foarte interesant. Acestea sunt cuvintele cu sens asemănător. Le folosim pentru a evita să repetăm același cuvânt. Zăpadă, nea, omăt. Îți mai dau un exemplu. Prieten, amic. Nina, observ că aceste cuvinte au forme diferite, adică le scriu cu litere diferite, dar au același sens. Foarte bine! Haide, Ninu, să ne jucăm cu bulgări pe care sunt scrise cuvinte cu sens asemănător. Știu, știu, trebuie să unesc doi bulgări pentru a forma perechi de cuvinte, nu-i așa? Da, așa este. Copac, pom isteț, deștept, elev, școlar, supărat, trist, haine, veșminte. Bravo, Ninu, ai reușit! Copii, acum e rândul vostru. Găsiți câte doi bulgări de zăpadă care conțin cuvinte cu sens asemănător. Scrieți pe caiet perechile găsite. Să ținem minte. Folosirea cuvintelor cu sens asemănător ne ajută să evităm repetarea supărătoare a aceluiași cuvânt. Totodată, ele ne îmbogățesc exprimarea. Pe data viitoare.